Bună seara, bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Wow Zodiac. Sunt Ana Maria Ticea, gazda dumneavoastră, și v-aș ruga să fiți alături de mine în următoarele minute pentru a discuta subiecte interesante cu invitata mea și pentru a fi mai aproape de dumneavoastră și de la 18:30, după cum bine știți, în cadrul acelui Q&A cu mine, ca să vă răspund la cele mai fierbinți întrebări despre zodii, bineînțeles. Invitata mea din această seară este o persoană foarte, foarte ambițioasă, este o nativă a semnului Capricorn, în acest moment foarte bine aspectată, având în vedere că planeta iubirii Venus se află în semnul Capricornului și va sta o perioadă destul de lungă, cam până pe 6 martie, în acest semn zodiacal. Așadar, este o perioadă foarte fructuoasă pentru invitata mea pentru a-și cerne și planul sentimental, dar și cel profesional, pentru a lua decizii importante și pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Nu vă mai las în așteptare și vreau să o introduc și-o pe invitata mea, care este Simona Trașcă. Bine te-am găsit! Vă pup! Bine ai venit, Simona, alături de noi. Mulțumesc. Ne face plăcere să te avem ca invitată și astăzi seară vrem să îți punem așa cât mai multe întrebări referitoare și la zodii, dar și la tine ca persoană, fiindcă telespectatorii sunt foarte curioși ce ai mai făcut în ultimul timp și cu ce noi planuri poți să vii așa să ne împărtășești câte ceva. Păi, întreabă-mă că știi că sunt foarte sinceră și voi răspunde. Categoric, cei de acasă te știu precum Pamela de România, da. O femeie foarte frumoasă, după cum Mulțumesc. Bine se și vede și acum. Și vreau să te întreb, cam cum ai reacționa așa tu când lumea te asociază cu acest nume? Să știi că nu mi-a plăcut deloc porecla asta. Chiar am suferit o perioadă de timp, am luptat foarte mult să scap de poreclă, inclusiv am renunțat la tatuajul de pe braț care semăna cu celebra Pamela. Și ușor, ușor, în ani și ani, oamenii au început să se obișnuiască cu mine și să îmi spună Simona Trașcă. Deci acum foarte, foarte rar mai spune cineva Pamela, dar mai există. Mai există. Am pățit chiar acum vreo lună, nu știu unde am fost și mi-a zis cineva Pamela. Am zis, wow! Da, deci este important așadar pe Simona să o știți ca pe Simona și nu Pamela, această da. Asociere. A fost o poreclă, nu mi-am ales-o eu, mi-a dat-o presa. Acum, Ana, nu sunt supărată pe nimeni, pentru că mi-am dorit să devin cunoscută și uite că am ajuns, așa că nu am de ce să mă plâng. Dacă așa a fost începutul, ăla e. Simona este, așa cum am menționat mai devreme, nativ Capricorn. Tu crezi în zodii, Simona? Să știi că foarte mulți ani am spus că eu nu cred în zodii. Eu cred foarte mult în Dumnezeu. Și că eu nu cred în zodii de nicio culoare. Până când am început să mă documentez și să citesc și să mă interesez foarte mult și de celelalte zodii și am ajuns la concluzia că da, zodiile au ceva în comun, însă diferențiază sufletul și caracterul pe fiecare. Te regăsești în această zodie, în semnul Capricornului, care este într-adevăr... Încăpățânată. Este un atribut foarte important al zodiei, încăpățânarea, dar în același timp și ambiția, perseverența. Sunt foarte încăpățânată, foarte ambițioasă, foarte loială, sunt sufletistă, sunt, cum să zic, slabă? Nu. Sunt un om bun per total și sunt mândră că sunt în zodia asta de Capricorn. Ai așa niște valori proprii în sensul de câte ori treci printr-un moment mai dificil sau printr-o cumpănă. Ești superstițioasă, te ajută ceva, adică ca să poți să ieși de anumite momente mai dificile? Mă rog foarte mult la Dumnezeu. Nu sunt așa superstițioasă. Am încredere însă în instinctul meu. Am așa un fel de presimțiri și când sunt foarte puternice, se adeveresc. Noi știm că tu, de la vârsta de 16 ani, ai devenit mamă și ai un băiețel să-ți trăiască. Doamne ajută! Cea mai mare binecuvântare din viața mea. Cum a
ai reacționat la aflarea acestei vești, mai bine zis, și cum ai, ce sfat le-ai dat și celorlalte tinere care, într-adevăr, au un copil sau au o familie încă de tinere sau chiar își doresc? Așa, ce ai putea să le spui sau ce sfat le-ai putea da? Cum a fost pentru tine acest moment? Să se bucure, pentru că este un lucru foarte bun să fii un părinte tânăr, să crești oarecum așa, să te maturizezi odată cu copilul. El învață de la tine, tu înveți de la el. Ți-am spus, chiar sunt binecuvântată din punctul ăsta de vedere, pentru că am un copil extraordinar de bun. M-a înțeles și m-a susținut în orice, chiar și în cele mai mari tâmpenii care le-am făcut în viața mea. Și e cel mai important pentru mine și este, când trag linie, este cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viață. Am alegerea asta de a deveni mamă și sunt mândră, da, sunt mândră. N-ai simțit niciun moment teamă? Ba da, am avut teamă încă de când am aflat că sunt gravidă, pentru că nu conștientizam ce înseamnă, eram foarte mică. A fost alegerea fostului meu soț să păstrăm copilul, deși eu m-am bucurat, prima mea reacție a fost să mă bucur, dar îți dai seama că aș fi făcut ce ar fi zis el, pentru că eu nu aveam experiență în viață, a decis să păstrăm copilul și este bucuria vieții mele. Familia cum a reacționat? Ai simțit acest sprijin și din partea familiei? Să știi că eu m-am căsătorit chiar de mică, cu tatăl copilului și am avut noroc din punctul ăsta de vedere că nu am mai suportat, știi, gura lumii. Am plecat de acasă, am plecat la casa mea și aia a fost. Familia m-a susținut pentru că n-au avut ce să-mi facă, sunt foarte încăpățânată. Când simt ceva și vreau să fac ceva, nu mă oprește nimeni și nimic. Nu există. Adică pot să primesc sfaturi de la toată planeta, care, de exemplu, să-mi zică nu face asta, dacă eu simt să o fac, eu o fac 100%. N-am niciun stres. Simona este născută pe 1.01.1980. Eu am studiat harta ei natală, bineînțeles, iar din punct de vedere numerologic, cifra 1 relevă oamenii care sunt luptători, oamenii care au inițiativă, care sunt lideri, cărora le place foarte mult să iasă în față, ea având și destinul în semnul leului, și atunci pentru ea este o provocare fiecare moment dificil al vieții, da, pe care îl depășește cu brio. Așadar, nu poate să-i stea nimic în față din harta ei natală, iar ca și destin, ca și misiune de destin, Simona cu această amprentă de leu este o luptătoare, este o femeie foarte puternică și care întotdeauna cade în picioare după fiecare dezamăgire sau eșec, iar ea în această lume a venit ca să poată să se iubească pe ea foarte mult, să poată să-și dezvolte creativitatea, să-și asculte copilul interior și să se bucure foarte mult de viață. Te bucuri de viață, Simona? Ce-ți place cel mai mult să faci? Să știi că mă bucur foarte mult de viață. Cred că în ultimii 2-3 ani, ca să nu știu exact, dar până atunci am făcut greșeala să fiu extrem de depresivă. Și am suferit foarte mult și aveam depresii foarte puternice și am reușit să trec singură peste ele, când deodată așa parcă m-am trezit la realitate și am zis, de ce să plâng pentru un lucru care deja a trecut? Am suferit la momentul respectiv, nu mai are rost să mai plâng pentru trecut, să mai sufăr. Asta e. Și am mers înainte. Și din momentul ăla, să știi că mi-a fost mult mai bine, dar a trebuit să înțeleg eu chestia asta. Intram în depresie așa, pur și simplu, adică fără motiv, pentru copilăria mea, că nu știu ce, și m-am zis, Doamne, câți ani am pierdut cu depresia asta și cu durerile astea care le-am trăit atunci și le-am retrăit și trebuia să le dau drumul să dispară din viața mea și normal că nu uit niciodată prin ce am trecut, dar nu mă mai doare. Este un lucru foarte bun, o dovadă de curaj și o dovadă că invitata mea a trecut peste orice cu brio. Ce sfat le-ai dat și celor care sunt în aceeași situație? Fiindcă și în consultațiile mele și în viața de zi cu zi întâlnesc foarte multe fete care, într-adevăr, ele sunt în depresie sau sunt într-o stare în care simt că nu au ce să mai facă, nu au speranță. Ce ai putea să le sugerezi să facă să poată să depășească aceste momente dificile? Eu aș putea să le spun ce fac eu ca să trec peste, că mai vin momente din astea de depresie.
mă rog foarte mult, citesc acatiste și simt că mă liniștesc. Uneori chiar merg la mănăstire. Și așa ca femeie fac ceva pentru mine, fac o schimbare, nu știu, mă duc la coafor, îmi fac unghiile, mă machiez, îmi cumpăr o rochiță nouă. Fiecare trebuie să știe ce o satisface și să își facă pofta aia. Și să știi că chiar vreau să te sfătuiesc cu Venus în Capricorn în tranzit, cu această planetă aflată în semnul Capricornului, foarte benefică în perioada aceasta să-ți faci poftele. Să alegi lucruri care să-ți facă plăcere, să mergi la un salon, să te răsfeți, să mănânci ceva bun. Deci, într-adevăr, o perioadă pentru toate nativele Capricorn și nativii Capricorn să facă după pofta inimii, să aleagă lucruri care să le facă plăcere și să poată să-și satisfacă poftele. Mulțumesc pentru sfat, dar să știi că, cum ți-am spus la început, sunt foarte încăpățânată și toată viața am ținut cont fix de pofta inimii. Tot ce am simțit, am făcut. Ce am gândit, am spus. Nu a fost bine mereu, pentru că e bine să fii și diplomat în viață. Eu, pe față tot. Dacă am ceva de spus, spun. Nu țin dușmănie, nu țin supărare. M-am certat, m-am eliberat, am spus ce am avut de spus și gata. Iert, mergem mai departe. Vreau să te întreb, cu familia cum te înțelegi în prezent? Este o relație frumoasă? Între... Cu familia am o relație frumoasă, da. L-am iertat chiar și pe tata. Asta este, mi-a dat viață, este părintele meu. Am grijă de mama. Bine, de când mă știu am grijă de mama, am avut grijă de familia mea. Am o relație frumoasă. Și cu băiatul, multă lume crede că ești sora lui de foarte multe ori. Da, da. S-a mutat în Canada. Și când am fost în vizită la acum 2 ani, nu spun ce... Încercau băieții să mă curteze pe acolo și fiimiul leșina de râs. Nu, îți dai seama, când mă vedeau, credeau că e fratimiu sau ceva, da. Nu credeau că e fiimiu. Am avut mereu o legătură foarte specială cu el și vorbesc absolut orice cu el, glumim, râdem, îmi dădea sfaturi chiar când plecam la emisiuni. Măi, mami, unde te duci cu rochia aia? Nu vezi că nu se... o potrive sandalele, schimbă și tu, puneți nu știu ce. Adică am avut genul ăsta de relație tot timpul și sunt foarte norocoasă. Cred că se și laudă în fața prietenilor cu mama așa de tânără. Da, el mi-a spus că mereu a fost mândru de mine, chiar și atunci când am greșit, pentru că mi-am asumat. Sunt un om care am putere să-mi cer iertare dacă greșesc. Bine, dacă și țin foarte mult la persoana respectivă, dacă nu, mă fac așa un pic plouă și merg mai departe. Te consider o mamă dură? Nu sunt o mamă dură, n-am fost niciodată o mamă dură. Sunt foarte sensibilă așa ca femeie și ca mamă am fost și mai sensibilă. N-am fost niciodată dură. Și când vei deveni soacră, cum crezi că te vei simți? Dar am devenit soacră. Da, deci deja da, s-a produs... Am devenit soacră, am o noră extraordinară, este frumoasă, este deșteaptă. Deci copilul mi l-a dat Dumnezeu după sufletul meu. Și nora la fel. Deci acum am și o fată cu ocazia asta. Este foarte important, fiindcă destinul de leu înseamnă că copilul este foarte, foarte important și te ajută foarte, foarte mult. Cel mai important, da. Cel mai important. Dar nu știam chestia asta cu destinul de leu. Este prima oară în viața mea când... Da, noi toți avem pe harta natală nodul nord, care înseamnă destinul, și nodul sud, care înseamnă karma. La tine destinul este în leu, iar karma este în vărsător. Karma în vărsător înseamnă că de foarte multe ori ai fost dezamăgită de prieteni. Da. Am fost dezamăgită în general, nu de prieteni, adică de lume așa, pentru că eu sunt foarte sinceră, am intenții bune și în zilele noastre nu e tocmai o calitate să fii sincer și om bun, s-a cam ajuns așa, din păcate, să fie un defect de multe ori. Tatăl copilului este din Liban. Da, a fost din Liban, pentru că fostul meu soț a decedat. Da, aș prefera să nu vorbesc despre asta. Da. Băiatul tău ce zodie este? Gemeni. Gemeni. Da.
Nativii gemeni au nevoie de foarte multă atenție și sunt oameni foarte inteligenți. Este, da, este. Nu că e copilul meu, dar este cel mai frumos și cel mai deștept. Da, și într-adevăr, nativilor Capricorn le place foarte mult să fie în mijlocul prietenilor, să converseze foarte mult, să socializeze foarte mult. Da. Ai un grup de prieteni sau ai anumiți oameni cu care te regăsești sau cu care poți să spui că petreci sau... Să știi că de-a lungul anilor am tăiat foarte mult din zona asta. Am rămas cu foarte, foarte puține prietene, le număr pe degetele de la o mână, dar alea sunt bune. Ce consider că este important într-o prietenie pentru tine ca să poți să numești un om prieten? În primul rând, loialitatea. Știi? Contează ce vorbește și pe la spatele tău, nu numai în fața ta. Și mă uit și la om, adică dacă văd că vorbește, are răutate și vorbește urât de alți oameni în fața mea, înseamnă că așa va face și când nu sunt eu acolo. Eu nu sunt genul de om care să... bine, eu zic că n-am bârfit niciodată, dar puțin. Nu sunt genul de om care să judec alți oameni sau să-i pun la zid sau să-i bârfec, să vorbesc urât pe la spate. Dacă am ceva de zis, zic în față și cu asta, basta. Consider că este cel mai bine așa. Ce sfat ai dat Simonei de acum 10 ani, în prezent? Să nu mai fie așa de fraieră. Sincer. Da, eram așa mai naivă, ca să nu zic altfel. Aveam încredere în toată lumea și am fost foarte dezamăgită. De-aia am și ajuns așa să facă parte din viața mea foarte puține persoane. Le-am ales așa, le-am cerut de-a lungul anilor și s-au împuținat. Dacă vorbim și de zona relațională, în prezent ești într-o relație sau singură? În prezent, oficial, sunt singură. Și în inima mea aparțin cuiva. Am înțeles. Sunt luată. Și cum ar trebui să arate acest bărbat pentru tine? Cum ar trebui să fie? Ce calități ar trebui să aibă? Să aibă suflet bun, să fie credincios. Întotdeauna mi-am dorit un bărbat credincios. Să iubească animalele. Deja dacă iubești animalele, n-ai cum să ai un suflet rău. Și să fie loial. Asta e foarte, foarte important pentru mine și sincer. Nu cer mult, nu? Da. Nu sunt pretențioasă. Sunt niște chestii care ar trebui să vină de la sine, să le aibă orice om, dar trăim niște vremuri. Contrar aparențelor, eu am niște principii mai vechi, așa, adică chiar am rămas cu principiile alea. Da, sunt eu așa mai nebunatică, râd, glumesc, dar în sufletul meu sunt un om bun. Când cunoști un partener nou, îl evaluezi după zodie? Nu după zodie, după ce simt. Știu, adică pot să știu că nu mă potrivesc cu zodia respectivă, dar dacă eu simt, merg înainte. Ce nu suport și nu accept într-o relație? Să fiu înșelat om. Da, pentru că eu nu înșel atunci când am o relație. Mai bine termin cu persoana respectivă, dacă nu mai merge, ai o conversație, la revedere, te desparți ori frumos, ori urât, dar nu înșeli. După ce ai terminat relația, nu se mai consideră că ai înșelat, poți să te duci liniștit. Ești o fire pretențioasă când vine vorba despre bărbați? Să știi că sunt destul de dificilă, chiar inabordabilă, aș putea să spun, până apare acel cineva care îmi dă lumea peste cap, adică nu-mi dau seama, știi, și când se întâmplă momentul ăla și s-a întâmplat și aia e. Conexiunea celor din Capricorn este foarte, foarte bună cu nativii din semnele de pământ, Taur și Fecioară, și cu cei din semnele de apă, Scorpion, da. Rac și Pești. Da. Am aflat dacă mă potrivesc cu semnele de apă. Ai avut așa o conexiune? Ai simțit așa oarecum compatibilitatea cu un anumit semn zodiacal din cele care le-am menționat? Sincer, am crezut că am o compatibilitate. Bine, fostul meu soț, Dumnezeu să-l ierte, era Taur. Dar totuși nu cred că am avut cea mai bună compatibilitate, ca să spun așa.
Da, cu zodiile de apă, uite, cu pești mă potrivesc foarte bine. Da, într-adevăr, este un... Adică mi se pare că eu sunt stabilă și mie îmi place foarte mult să stau cu persoana iubită. Și sunt foarte afectoși, am nevoie de afecțiune. Da, pot să zic că da. Ce nu ți-a plăcut la nativul Taur, dacă o luăm așa astrologic vorbind? La nativul Taur este foarte încăpățânat și eu sunt foarte încăpățânată și când te iei coarne în coarne, nu lasă niciunul de la el. Da, într-adevăr, deși cred că amândoi fiind foarte pragmatici, se pot realiza și lucruri frumoase, adică practice, da. Pragmatice. Și Taurul este stabil, este de casă, familist. Simona, îți mai dorești copii? Nu. Îmi doresc nepoți. Da. Bine, am o nepoțică de la fratele meu, am un nepoțel de la fratele meu care a decedat. Dar îmi doresc o nepoțică neapărat de la fiul. A zis că nu are de gând să mă facă bunică foarte curând, așa că am de așteptat. Aveai o legătură foarte aparte cu fratele tău, știm cu toții. Da. Da, și în sufletul meu trăiește. Deși au trecut 7 ani... Să știi că încă am multe momente când mă gândesc la el, când plâng, că știi că cu timpul te mai liniștești, mai accepți că n-ai ce să faci. Adică trebuie să te înveți să trăiești cu durerea asta. E o durere care nu dispare niciodată, dar înveți să... El ce zodie era? Fratele meu, Scorpion. Într-adevăr, o conexiune frumoasă între nativii Scorpion și Capricorn și cred că o... Cred că a fost un moment foarte sensibil din viața ta și nu cred că vrei să vorbești despre acest Da, subiect. Nu vreau să mai vorbesc pentru că mă întristez, îmi schimb starea. Da, categoric. Și, sincer, prefer când sunt acasă să mă gândesc la el de multe ori, să plâng eu acolo și să-mi văd de durerea mea. În ultimii ani am preferat să nu mai... Nu știu, înainte spuneam că sunt foarte depresivă, când aveam momente grele le împărtășeam, dar acum prefer să nu le mai zic chiar așa. Adică mai zic că sunt tristă sau că am o problemă, dar nu cum făceam înainte. Înainte transmiteam așa emoția cu totul, trăiam și pentru telespectatori. Deja toată lumea are multe probleme în zilele noastre și cred că au nevoie să vadă și altceva. Așa este. Ce planuri de viitor ai, Simona? Spune-ne despre visele tale, dorințele tale. Cu ce ne surprinzi? Mi-aș dori să rămân cu persoana care există acum în viața mea. Pentru toată viața. Doamne ajută! Doamne ajută! Și planurile de viitor, nu știu, sunt liniștită momentan, sunt bine... Și sunt liniștită pe bune, adică, da, nu vreau să fac nimănui în ciudă sau să zic, știi că noi femeile mai făceam chestiile astea, mai făceam declarații la mișto. Nu, de data asta sunt ok. Sunt foarte bine. Simona este fericită și îndrăgostită și noi ne bucurăm pentru ea. Într-adevăr... Da. Să știi că de mult timp n-am mai recunoscut publică, am o relație, dar da, da. Am o relație. El ce zodie este? E, secret. Nu că după aia îți dai seama că se prinde lumea și da. Trebuie să mai... Într-adevăr, momentul este de suspans, dar noi așteptăm vești proaspete și suntem alături de tine, adică dacă oficializezi într-un viitor relația și o să fie ok. Eu vreau să spun și pentru nativii Capricorn, având în vedere că planetele vom avea și o eclipsă pe 4 decembrie în semnul săgetătorului, iar pentru Capricorn ea se va desfășura pe o casă destul de ascunsă, este casa 12. Probabil că nu vom afla foarte multe detalii și nici nu intrăm foarte mult în detalii, dar într-adevăr pentru Capricorn urmează o perioadă de liniște. Este un nou început în care ei vor să țină Capricornii viața și privată, personală, dar și profesională pentru ei. Da, să știi că am ceva în plan profesional, dar până la când momentul nu se potrivit. Da, exact.
Chiar sunt încurajați capricornii în perioada următoare să poată să-și desfășoare totuși în culise și viața personală, dar și profesională, fiindcă ei au simțit în ultima vreme trădarea, au simțit lucruri care au venit spre ei într-un mod nu tocmai plăcut. Da. Să știi că ceea ce lumea nu știe nu poate să distrugă. Exact. Serios, am ajuns la concluzia asta. Este foarte important să poată să țină pentru ei aceste momente frumoase. Da, eram gură spartă înainte, cred că de-aia nu mergea bine. Categoric, categoric. Deci pentru Capricorn este un moment de odihnă, un moment de relaxare, iar iubirea va fi ținută la secret. Chiar și planurile profesionale nu vor fi divulgate prea ușor, iar eu îi încurajez să facă aceste lucruri, fiindcă astrele... Ana, nu spun asta pentru că te cunosc, știu. Dar pe bune mă surprinzi, deci ești foarte bună pe meseria ta. Mi-ai spus exact ceea ce se întâmplă în viața mea și ce simt eu. Serios. Și așa este. Este o dezamăgire foarte profundă și atunci pentru tine este foarte important ca tu să fii propriul stăpân, să te consideri cea mai importantă persoană pentru viața ta și pentru tine, iar acele momente frumoase de suflet să le ții doar pentru tine și persoana iubită. Da. Vreau să te întreb așa, în timpul liber, ce îți face plăcere să faci? Ce îți umple sufletul de bucurie? Cum te reîncarci? Cum îți încarci bateriile? Ți-am zis, îmi face plăcere să merg la mănăstire sau îmi face plăcere să-mi vizitez familia, să petrec timp cu mama. Anul ăsta am dus-o la mare și a fost foarte fericită. Da, chestii de-astea. Mama, ce semn zodiacal este? Balanță. Foarte interesant că și Capricornul și Balanța sunt zodii care sunt foarte preocupate de familie și de cămin. Da. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri frumoase pe care Capricornul le insuflă Balanței și atunci este o liniște sufletească pentru ambele zodii. Este o conexiune foarte frumoasă între aceste două semne zodiacale. Întâlnim foarte multe persoane care născute în aceste semne reușesc să se înțeleagă foarte bine și chiar să... poate să-și ofere acea liniște de care de foarte multe ori are nevoie și Capricornul, dar și Balanța. Dacă ar trebui să le dai un sfat celor de acasă, Simona, ce ai putea să le spui, ce ai putea să le transmiți? Fiindcă tu ești o persoană care are foarte multe cuvinte de suflet, foarte spirituală. O persoană care caută să pătrundă și să fie atât de aproape de sufletul oamenilor și de multe ori. Eu știu că tu ai făcut și foarte multe acte de caritate, dar tu le ții pentru tine și nu le-ai mărturisit. Da, în primul rând, toată viața mi-am ajutat familia, mi-am crescut frații și da, dacă poți să faci un bine, este neapărat necesar să-l faci, adică trebuie să-l faci pentru suflet. Da, dacă omul poate să facă bine altcuiva sau... Chiar și pentru animăluțe. Eu sunt și cu animăluțele. Da. Trebuie să le iubim și pe lec pentru că sunt niște sufletele. E important să faci lucrurile astea. Cum ai bifat și cum ai văzut anul acesta care tocmai mai are puțin și se încheie? Ce faci de sărbători? A fost un an bun pentru mine, din vară. Am început așa să mă liniștesc și să-mi... găsesc fericirea. Este un an foarte important pentru Capricorni, având în vedere că planeta Jupiter a fost în Vărsător și pentru Capricorni foarte multe proiecte ar fi trebuit să se realizeze. A fost un an tot... Am și o realizare, iartă-mă că te întreb, da, am o realizare personală foarte importantă, dar... O țin pentru mine. Deci este un proiect profesional. Eu știu că tu ești cooptată în foarte multe proiecte muzicale. Cei de acasă te cunosc și ca prezentatoare și în foarte multe emisiuni, da, și ca hostess. Da. Foarte multe proiecte de suflet, foarte multe apariții. Dacă nu ai fi făcut acest lucru, ce ar fi făcut Simona? Ce ar fi plăcut să facă ca și meserie? Ce ar fi ales un alt drum Simona profesional? Simona ar fi fost bucătar șef. Serios, da, îmi place foarte mult să gătesc și
dacă am o zi foarte agitată și orice mi s-ar întâmpla și mă pun să gătesc, mă relaxez și uit și mă liniștesc. Eu am mai văzut așa, foarte bună mai bucătărie. M-am uitat și pe profilul Simonei și am văzut niște paste. Da, ce da, paste n-am mâncat, dar da. Am văzut ar trebui că... să-ți fac. Da, ar niște trebui paste. Să-ți fac. Am și avut la vânzare la un moment dat pastele astea. Avea o prietenă, așa un... nu un restaurant, un din ăsta unde te duceai și luai la pachet. Și miercurea existau pastele by Simo și erau foarte apreciate, foarte cerute și foarte vândute. Numai că bucătarul pe vremea aia era ocupat și nu în fiecare miercuri mai dispăream din peisaj uneori. Nu era foarte serios bucătarul, dar acum sunt pregătită să fiu serioasă și în bucătărie. Deci probabil că fericitul, iubitul fericit, gustă din toate aceste delicatese și bucate nemaipomenite. Da, dar poate sunt norocoasă și gătește și el. Poate gătește mai bine ca mine. Nu știu ce să zic. Într-adevăr, probabil că are foarte multe calități, că altfel nu era lângă tine. Da. În ultimii ani nu prea am avut niște relații reușite și am stat și foarte mult singură. Adică stăteam și câte 7-8 luni singură pe bune, nu trebuia de nimeni. Am ajuns foarte selectivă și n-am crezut că o să mai fac o relație. Bine, nu zic că acum aș fi într-o relație, dar sunt așa. Ești fericită și... Nu e mă, dă gura asta de e. Gol, nu pot eu să mint. Și să știți că și aici se simte fericirea Simonei și chiar avem un vibe foarte bun pe care vrem să-l simțiți și dumneavoastră alături de noi și vă recomand să ne urmăriți și la 18.30 în acea emisiune, în acel Q&A cu mine, ca să vă pot răspunde la întrebările legate de zodii. Suntem între două eclipse, într-adevăr fenomene foarte importante din punct de vedere astral, dar această nouă eclipsă de pe 4 decembrie va veni cu vești foarte bune, va veni cu... succese pentru fiecare semn zodiacal, mai mult sau mai puțin. Pentru Capricornii, această eclipsă va veni foarte important cu o liniște sufletească, care este de multe ori cea mai importantă, liniștea este, sufletească. Da, este. Ce sfaturi ți-a dat mama ta, că tot vorbim de familie și atât vorbim de sfaturi? Mama a avut o viață, când zic grea, e puțin spus și nu prea a știut ea așa săraca să-mi dea sfaturi. La mine a fost viața care m-a învățat. M-am lovit de prea multe greutăți și am luptat. A trebuit să lupt și pentru mine și pentru familia mea și cam asta a fost. Și ai învins. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu am învins. Dacă vorbim de anul 2022, ce ți-ai setat cel mai important? Fiindcă eu vreau să le spun și celor de acasă că Jupiter va intra în semnul peștilor din 29 decembrie până în 11 mai 2022, iar pentru Simona va cuprinde acest semn al peștilor, va cuprinde o casă a comunicării, o casă a relaționării, poate schimb mașina, Simona, și este și o casă a unor business-uri. Te gândești la un business? Da. Da, mă gândesc și în momentul în care... o să-i dau drumul, o să vă anunț. Nu ne pot spune nici măcar domeniul de activitate sau... Dacă ți-am spus că îmi place să gătesc. Am înțeles. Deci acele paste înseamnă că le vom mânca în curând. Păi trebuie, nu? Da. Este important, într-adevăr, pentru noul an să-ți setezi lucruri noi, foarte importante, să intri așa cu brio și cu foarte multă energie, deoarece, într-adevăr, se resimte pentru nativii Capricorn și o eliberare, având în vedere că Saturn a părăsit semnul Capricornului și a intrat în semnul Vărsătorului și atunci, pentru nativii Capricorn, se simte așa o ușurare și sunt foarte focusați pe demersuri și proiecte de anvergură. Simona este născută pe 1.01.1980. Cifra inimii, noi o calculăm adunând ultimile două cifre din anul nașterii, 8 cu 0, 8, iar această cifră se adună cu luna nașterii, care este 1 și ne dă un 9. Cifra inimii pentru Simona este 9.
Ce înseamnă asta? Simona în dragoste este perfecționistă, vrea tot ce este mai bun, se bucură de foarte multă expansiune, îi plac discuțiile filozofice, îi plac călătoriile, drumețiile, îi place acel partener care să poată să îi intuiască orice stare și să vină în ajutorul ei, să o sprijine moral atunci când cade, să poată să-i ofere acea oază de liniște, acea siguranță emoțională de care are atâta nevoie și să poată să o facă să fie în centrul atenției, fiindcă ea cu acest destin în leu are nevoie să strălucească, are nevoie să fie în centrul atenției și să o vedem mereu cum te vedem astăzi. Da, dacă nu sunt în centrul atenției, nu știu, nu mă simt bine, nu simt că trăiesc. Exact. Fiindcă și cifra de vibrație interioară 1... Pentru mine, așa mă simt eu bine în pielea mea, să fiu sociabilă, să mă vadă lumea, să fiu și eu acolo, da, bine, suntem mulți cu numărul 1, dar să fiu și eu printre ei acolo. Și reușești. Ești o femeie foarte, foarte sexy și această apreciere vine din partea unei femei, eu sunt foarte sinceră. Apreciez, păi și tu ești. Cum reușești să te menții? Faci eforturi. Și pentru tinerile care se uită la noi și de foarte multe ori ele se întreabă, cum reușește o femeie să fie atât de sexy? Am primit întrebarea asta toată viața și sunt o norocoasă, de fapt, pentru că nu am avut niciodată grijă, adică la modul, n-am fost prietenă cu sala, decât cu sala de mese în fiecare zi, chiar exagerez, am perioade când am o problemă cu 3 kg, le pun, le dau jos, le pun, le dau jos, în rest n-am avut altă problemă, am gena bună, ce să zic. Deci, fetelor, nu am, este vorba nu de mama regim. Natură? Da, nu pot să țin regim, sunt foarte, foarte pofticioasă. Bine, vezi că eu am forme. Da. Așa îmi place să fiu cu forme. Da, o femeie foarte frumoasă, dar probabil că ești și sufletistă și toate emoțiile vezi? Care vin din suflet strălucesc. Se transpun și ne ajută să știi că da, am și părerea asta, că dacă ești un om bun și ai bunătate în tine, se vede și la suprafață. Deci nu sunt așa trucuri care să le pot spune și celor de acasă. Pur și simplu ești tu, naturală. Am început să mă dau cu crema de vreo 2 ani așa. Deci nici măcar cu cremă nu mă dădeam și eu ca o femeie normală. Și nici acum nu mă dau în fiecare zi. Nu știu ce sfatul, să nu ia sfatul meu, că nu, adică ele să se dea cu cremă, din câte știu trebuie să te dai cu cremă, să mergeți fetelor la sală, să nu mai mâncați după ora 7 seara, voi că eu nu reușesc, nu știu ce să le mai spun. Și să se îmbrace cum le avantajează și cum se simt bine, că și asta e foarte, foarte important, știi, la o femeie. Dacă se simte bine în pielea ei și cum e aranjată, strălucește. Categoric. Cifra de destin pentru Simona este cifra 2. Este cifra oamenilor sensibili. Este cifra oamenilor cărora le place parteneriatul. Le place să facă lucrurile împreună cu cineva. Le place să facă o echipă cu partenerul. Sunt oameni cărora le place să comunice, să-și exprime emoțiile, dar au nevoie de foarte multă empatie. Au nevoie de oameni sufletiși și de oameni cu care să poată să rezoneze. Au nevoie în permanență de cineva care să poată să fie acolo în acele clipe și momente grele pe care le avem cu toții. Te simți așa norocoasă? Ai fi vrut altceva? Ai fi vrut... Să știi că mă simt binecuvântată. Toată viața mea am primit foarte multe daruri. Uneori nu le-am luat, dar am primit foarte multe. Știi că asta este, de fapt, viața. Dumnezeu ne-a lăsat liber să alegem. Și atunci depinde și de noi. El ne dă, dar nu ne obligă. Și mai sunt și alegerile noastre. Eu sunt foarte conștientă că multe lucruri, aș fi avut și mai multe lucruri bune dacă le-aș fi ales, pentru că am avut posibilitatea, dar le-am dat cu piciorul. Deci trebuie să ne gândim de două ori totuși înainte să facem lucrurile. Eu sunt o persoană foarte impulsivă, nu prea gândesc. Eu fac, acționez foarte rapid și fac numai ce simt. Este bine însă să te și gândești, să pui în balanță, să până iei o decizie. Să nu dai cu piciorul la ceva bun.
Categoric, este o viață plină de oportunități pentru tine. Acest destin în leu de foarte multe ori oferindu-ți foarte multe variante și atunci este foarte greu să poți să alegi sau să iei o decizie. Eu am ales cu sufletul și în cariera mea am greșit. Trebuia să fiu mai altfel, să aleg ce ar fi fost bine pentru mine. Dar eu am fost foarte loială chiar și aici, am pierdut multe contracte din cauza asta. Mulți m-au urât pentru că, de exemplu, eu am ales de multe ori să mă duc poate unde am câștigat foarte puțin și să nu mă duc unde aș fi putut să câștig foarte mult, că am vrut să nu... Adică n-am uitat eu de unde am plecat și am considerat că am luat pe bază de prietenie, știi... N-am luat strict așa, adică să fiu dură. Ai vreun regret în momentul de față? Îți pare rău să de ceva? Să știi că da, sau... să știi că regret. Adică mai înaintezi în vârstă așa și te mai maturizezi și ajungi să vezi lucrurile diferit. Și da, regret. Foarte multe alegeri din cariera mea le regret. Cu siguranță aș fi fost mult mai bine în carieră, dacă aș fi ales ce era bun pentru mine și nu cu sufletul. În meseria noastră, mă refer showbiz, presă, cam fiecare își vede interesul. Ăsta este adevărul. Și nu trebuie să alegi cu sufletul. Trebuie să alegi ce este bine pentru tine. Eu am greșit deja, asta este, îmi asum, am ajuns și aici, e bine și așa. Categoric sunt foarte multe momente din viață când destinul te duce, te ia pe ocolite și te duce în anumite situații pe care vrei să le refuzi sau vrei să le ocolești. Da. Dar destinul până la urmă pentru fiecare este croit în așa fel încât noi oricum să ajungem acolo unde trebuie să ajungem și să fim acolo unde Am ajuns, dar n-am profitat. Dacă ar fi să-ți pui o dorință așa, dar cu voce tare, ca să audă și ceilalți, ce dorință ți-ai mai dori? Sau ce acel lucru ți-ai mai dori? Cu ardoare. Poate Moș Crăciun îl aude și ți-l îndeplinește. Da. Păi da, știi cum e? Acum mă păcălești că dorința trebuie să o știu decât eu, că altfel nu se mai împlinește. Da, dar așa, spusă în ghilimele. Îmi doresc foarte mult să mi se împlinească proiectul din primăvară și... Acel proiect undeva după 6 martie cred că va prinde aripi, fiindcă până atunci conjunctura astrală cu Venus, Mercur retrograd în Capricorn încă te mai pune să verifici anumite socoteli. Cam așa era și vorba. Februarie-martie, da. Da. Atunci poate să întârzie puțin, numai să fie. Probabil că ideea finală va veni undeva în ianuarie-februarie și categoric va urma și acel început. Ești foarte tare. Ești! Categoric am studiat și harta ta și într-adevăr aceste lucruri se vor întâmpla. Doamne ajută! Este un moment totuși de foarte multă atenție având în vedere că planeta Venus va retrograda în perioada 19 decembrie-29 ianuarie. Venus fiind în Capricorn și Venus fiind guvernator de Taur și Balanță, oarecum aceste domenii fiind conexe și cu ceea ce vrei tu să faci ca și obiect de activitate, există și o situație așa de revizuit, dar în ianuarie pe 14, Mercur retrograd în Capricorn până în 4 februarie, pentru tine va însemna acea decizie, acel final și acel punct pus pe i. Deci eu cred că ai toate șansele ca în primăvară să putem să venim la acea locație și să ne gustăm din lucrurile frumoase realizate de tine, ca să spun așa. Mulțumesc. Mai mult nu vreau să spun eu, o să vă spună Simona. Ce faci în weekend, Simona? Ce planuri ai pentru acest weekend? Mâine merg la fratele meu, este ziua lui de naștere și mergem așa, merg cu mama să le sărbătorim. Așa în familie, nu ceva... El mi-a dăruit și o nepoțică după care sunt leșinată și vreau să ajung la ea să o giugiulesc. V-am întrebat, te-am întrebat fiindcă vreau să le spun și celor de acasă,
ce se întâmplă în acest weekend. Sunt foarte multe aspecte și astăzi avem un aspect Mercur conjuncție Soare și asta înseamnă că ne simțim puțin așa luați pe sus de evenimente, oarecum devitalizați sau vrem să spunem mai mult decât trebuie sau nu reușim să ne exprimăm așa cum trebuie. Și atunci acest weekend pe berbeci îi va găsi ușor tensionat sau dintr-un motiv sau altul nu le va conveni nimic. Este o situație care se va remedia luni, atunci când avem un sextil Venus-Neptun și atunci lucrurile ușor-ușor se îmbunătățesc. Pentru Taur este un moment spiritual, un moment de respiro în care ei simt să poată să gândească mai bine ce au de făcut în viitor. Gemenii sunt așa, luați pe sus și atunci ei au de făcut lucruri împreună cu partenerii. Pentru raci este un moment intens de muncă, dar și racii sunt foarte nemulțumiți și frustrați, oarecum se simt așa ușor că ar vrea să se victimizeze sau alții încearcă să-i manipuleze. Pentru lei este un moment de conexiune cu partenerul acest weekend. Pentru fecioare sunt foarte multe lucruri de rezolvat pe acasă, de ce le își vor face așa de lucru pe acasă cu mici treburi. Pentru balanțe sunt plimbări și plecări, iar astrele îi susțin oarecum să se plimbe ca să nu fie nervoși. Pentru scorpion este un moment de bilanț, fiindcă scorpionii au de făcut foarte multe demersuri financiare și atunci își fac un bilanț. Pentru săgetători este un moment de respiro și ei se gândesc la o schimbare de anvergură, având în vedere că eclipsa îi vizează, cea din 4 decembrie, în mers într-un sens direct. Pentru Capricorn, weekendul îi predispune să facă ce le place, adică să-și aleagă acel lucru care le face plăcere și care le aduce și îi motivează să meargă înainte. Pentru vărsător sunt foarte multe decizii de luat cu partenerul și atunci ei se gândesc mai bine, deși nu au chef de nimic, ce vor să facă. Iar pentru pești sunt decizii, probabil că vor ieși sau vor socializa și sunt îndemnați de astre să facă acest lucru, deoarece dacă vor sta în casă se vor simți ușor devitalizați sau chiar supărați. Simona, vreau să te întreb așa, un sfat pentru cei de acasă, poate în încheiere, poate chiar un motto al tău să le poți spune și lor, să-l poată folosi pe viitor, ce le transmiți așa? Eu le transmit să stea cu ochii aproape, să fie alături de tine și de noul tău proiect și la anul să te susțină. Da. Pentru mine nimic fără Dumnezeu și trăiește clipa. Foarte frumos a spus Simona în încheiere și eu sunt în asentimentul ei, fiind foarte importantă pentru fiecare din noi credința. Simona, îți mulțumesc foarte mult pentru prezent. Mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut plăcere. Și te mai așteptăm. Mulțumesc, bine. Iar dumneavoastră vă dau întâlnire la orele 18.30 în cadrul acelui Q&A interactiv cu întrebări și răspunsuri, în sensul în care vă voi răspunde la întrebările legate de zodii. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare!